Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a fost miercuri 17 februarie gazda întâlnirii dintre jandarmii sălăjeni cu reprezentanții de instituții și organizații cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în sport din județul Sălaj. Astfel au răspuns invitației de a participa la această întâlnire reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ai Poliției Locale, ai Direcției pentru Tineret și Sport Sălaj, reprezentanți ai firmelor de pază și protecție cu atribuții în domeniu și responsabilii de ordine și siguranță de la cluburile sportive. În cadrul ședinței s-au prezentat aspecte de interes privind asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestărilor sportive, neajunsuri și greutăți întâmpinate, precum și vulnerabilități ce pot surveni în returul sezonului competițional pe linia asigurării ordinii publice în incinta arenelor sportive, dar și în imediata vecinătate, verificarea arenelor sportive și stabilirea gradului de risc al competițiilor sportive.